Salutare, dragilor! Astăzi vom face plăcințele regale. Pentru aceasta avem nevoie de 500 de grame de făină, 2 ouă, 50 de ml de ulei, un praf de sare, 3 linguri de zahăr, 200 de ml de lapte, 7 grame de drojdie și un pachet de zahăr vanilat. Se furcede. Vom începe cu maiaua în lăpticul călduț. Vom adăuga drojdia, 2 lingurițe de zahăr și 2 lingurițe de făină. Vom amesteca bine. Ne asigurăm că drojdia se dizolvă destul de bine. Drojdia va merge la călduț pentru aproximativ 10 minute, până se formează vulcănașul nostru în maia și revenim. Am revenit. Drojdia noastră a crescut frumos. Vom folosi mixerul cu cârlig și de această dată vom porni la viteza 1 și vom începe a adăuga ingredientele unul câte unul. Mai întâi maiaua. Apoi ouăle. Ouăle trebuie să fie și ele la temperatura camerei. Totul. Eu de obicei când gătesc pentru aluat, mă strădui totul să fie la temperatura camerei. Astfel procesul de creștere este mult mai spornic, mai ușor. Adăugăm zahărul. Zahărul vanilat. Praf de sare. Eu folosesc sarea de Himalaya. Este preferata noastră, a familiei. Mărim viteza. La 2. Astfel, ingredientele se vor încorpora mai repede cu făina. Începem să adăugăm uleiul, câte un pic. Au trecut acele 20 de minute de mixat. Așa arată aluatul nostru. Vom opri mixerul. Este un aluat foarte frumos, galben. Mixat foarte bine, destul de elastic. Aș vrea să menționez că atunci când frământați, dacă simțiți nevoia că mai trebuie de adăugat făină, o puteți face liber, pentru că uneori, în dependență de umiditatea făinii și mărimea ouălor, ați putea avea nevoie de un pic mai multă făină. Iată așa arată frumosul nostru aluat. Am să-l pun într-un bol. Am să-l acoper. Frumos. Și vom merge la călduț pentru aproximativ o oră. După care vom reveni și vom continua procesul. Cât aluatul crește, ne vom ocupa de umplutură. Avem aici 500 de grame de brânză de vaci, proaspătă, 4 linguri de zahăr, o lingură de zahăr vanilat și 2 ouă. Foarte simplu. Vom adăuga totul peste brânză. Vom mixa bine.
Astfel, tutura noastră va fi gata. Imediat ce aluatul va fi gata de lucru. Voi reveni și vom continua cu procesul de modelare a plăcințelelor regale. Am revenit. Aluatul nostru și-a dublat volumul. A stat la loc călduț. A crescut foarte frumos. Am să vă arăt acum. Uitați cât de bine a crescut. Este foarte puhav. Aici avem umplutura pe care am pregătit-o din timp. Brânza cu zahăr și zahăr vanilat plus ouă. Iar aici am o tavă pe care o voi unge cu ulei. Dacă doriți, puteți pune o hârtie de copt. Tava mea este foarte bună, nu se lipește. Așa. Am aici un cântar electric. Vă cântări biluțe a câte 50 de grame. Eu am să vă arăt procesul a câtorva. Din aluatul făcut azi pare și în jur de 8-10 biluțe, în dependență de câtă făină ați adăugat. Așa. Grama. Așa. Mâna mea deja știe, simte să calculeze 50 de grame, 100 de grame. Îmi iau cu aproximație deja. Vom forma aceste 5 biluțe și vom începe să le lucrăm una câte una. Vom avea nevoie de un cetor pentru aceasta. Și ceva pentru a le da forma rotundă perfectă. Foarte simplu, am să vă arăt, eu folosesc un bol de la bucătărie, puteți folosi orice altă fel. Voi presăra pe masă de lucru puțină făină, foarte puțină. Voi lua prima biluță. Voi începe să o formez în mână. Asta fac eu, puteți să o formați direct pe masă. Și începem să o citorim. Aluatul este foarte ușor de lucrat. Este un aluat foarte bun. O mai citorim un pic și imediat îi dăm formă cu bolul. Le facem foarte groase. Prefer să simt mai bine umplutura anume la acest tip de plăcințele. Am să măsor cu bolul. Da. Iată, dacă vedeți. Voi folosi așa ceva. Foarte, foarte simplu. Nu e necesar să cumpărați altceva pentru a da forma din momentul în care aveți un bol în bucătărie. Sunt sigură că toată lumea are, nu doar unul. O luăm ușor și o transferăm pe tavă unsă cu ulei. Iată așa. Turtițele noastre pentru bază sunt gata. Vom parcurge la următorul pas.
Am făcut 4, nu 5 așa cum am promis inițial, pentru a le lăsa o distanță mai mare între ele, pentru că atunci când vor crește, mie îmi place să nu să se lipească una de alta, mie îmi place să fie toate separate, să fie bine coapte de jur împrejur. Revin iarăși la cântarul meu electric. Voi cântări biluțe a câte 25 de grame de această dată. Voi folosi câte 2 biluțe pentru fiecare plăcințică. Respectiv, avem nevoie de 8 biluțe în cazul nostru. Am aici 8 biluțe egale, a câte 25 de grame fiecare. Voi lua una câte una. Și voi începe să le lucrez. Destul de subțiri, pentru că plăcințelele ar trebui să se primească destul de finuțe. Să fie de mărimea atât cât am cuprinde plăcințica cu ele. O să vedeți. Vine mai puțin greu să explic, dar când veți vedea procesul, vă veți da seama despre ce este vorba. Străduiți să fie cât mai egale. Iată, vedeți, la mine ce s-a primit. Așa. Le vom împleti în două. Eu găsesc mai simplu procesul de împletire a lor atunci când încep de la jumătate, în acest caz. Dacă se primesc un pic mai lungi, nu este o problemă. Le tăiem colțurile, mărcinuțele și ne îndreptăm câte prima plăcințică. Iată așa. Cuprindem turta. Este un piculeț, un piculeț mai mare, foarte puțin, dar nu este o problemă. Vom tăia. Și o vom uni frumos, pentru că atunci când crește, dacă nu este unită bine, s-ar putea dezlipi și atunci forma nu mai este atât de frumoasă. Uitați ce plăcințică frumoasă s-a primit. Veți vedea pe parcurs, după ce va crește, o vom umple, după ce va merge la cuptor, vor arăta foarte, foarte bine. Și continuăm așa cu toate. Plăcințelele noastre sunt formate. Am să le acoper cu o peliculă. Și am să le las la crescut pentru jumătate de oră la loc cald. Revin. A trecut jumătate de oră. Plăcințelele noastre au crescut frumos, sunt foarte, foarte puhave. Le vom umple acum cu brânza.
pe care am pregătit-o ceva mai devreme. Am adăugat în ea zahăr, ou și zahăr vanilat. Și iată așa. Nu vă temeți să adăugați brânza. Ea se mai topește la coacere. Și atunci e bine ca plăcințica totuși să rămână cu mai multă brânză în ea. Iată așa. Am putut-o pe lumină. Vreau să zic că este foarte important să faceți ceea ce faceți cu mare drag. Mai ales atunci când lucrați cu aluatul, este foarte important să vă placă să faceți treaba asta. Bunica întotdeauna ne spunea că aluatul simte sufletul și energia omului și uneori poți folosi aceeași rețetă. Uneori ar putea să se primească foarte bine, alteori mai puțin bine. Atunci când omul este supărat, enervat, nu o face din suflet, ar putea și să nu iasă tocmai foarte bine. Umplem acum a patra plăcințică. Ia uitați cât de bine arată. Ia priviți aici. Așa. Le vom unge cu ou. Am aici un ou bătut. Doar ou, fără lapte, fără nimic. Vom unge bine mărcinuțele. Asta le va da o culoare și un luciu mai special plăcințelelor noastre. Să vedeți cât de frumoase. Cuptorul meu mi-a dat de înțeles că este gata preîncălzit, atâta timp cât am umplut plăcințelele și le un cu ou, m-am asigurat că am pornit cuptorul la 200 de grade. Plăcințelele noastre vor merge imediat la copt pentru aproximativ 15 minute. Vă recomand să le adăugați la nivelul de mijloc. Nu prea sus, pentru a se pârjoli sau nu prea jos, pentru a se coace mai greu și a crește prea tare. Astfel, ele și-ar putea strica cumva forma, se deformează în prăjitură. Sunt niște lucruri pe care le-am învățat practicând. Plăcințele noastre sunt gata de mers acum la cuptor.